Doliu în lumea televiziunii Un prezentator de la Masterchef o a murit lumea televiziunii este în doliu. Un prezentator de la Master o a murit la vârsta de 46 de ani. Care este cauza decesului celebrului bucătar? S-ar fi luptat cu dependența de droguri în ultimii ani. Era căsătorit și a lăsat în spate o soție și patru copii un celebru prezentator de la Master Chef din Australia a murit. Ce se știe despre dependența pe care a dus-o an de zile cu substanțele interzise? Apropiații lui trec prin clipe de coșmar. Joc Frilo s-a stins din viața la vârsta de 46 pe data de 30 aprilie, duminică celebrul prezentator de la masterchef din Australia trăia o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui și a lăsat în spate patru copii îndurerați. Familia lui Joc Zonfrilo nu a dezvăluit care este cauza morții. Prezentatorul TV se lupta de mai mulți ani cu dependența de droguri. Acesta a povestit multe lucruri cu privire la acest aspect al vieții lui într-o carte pe care a lansat-o. Timp ani de zile a echilibrat o carieră de stean de venire printre bucătarii legendari cu o dependență de droguri paralizantă care l-a dus pe multe căi întunecate a scris joc Zonfrilo.